Andrei este noul concurent care a pășit în casa iubirii. Cine sunt fetele care l-au determinat să intre în competiție? Luni, în cea mai recentă ediție a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, un nou concurent a intrat cu speranța să-și găsească sufletul pereche. Luni, în cea mai recentă ediție a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, un nou concurent a intrat în competiția de iubire pentru a-și întâlni sufletul pereche. Andrei este noul concurent care a pășit în casa Iubirii. În ediția din 4 martie 2024, un nou concurent a venit pregătit să-și cunoască aleasa inimii. Andrei, pe numele lui. Le-a dus mărțișoare tuturor fetelor și le-a oferit încă de când a intrat în casă. Andrei are 31 de ani, vine din Londra și s-a născut în satul mare ca și Julie. Precum a menționat, el este Zodia Balanță, aspect pe care Julia l-a ghicit imediat. Tânărul este șofer și este, de asemenea, student la o facultate. E plecat din România de peste patru ani, dar își dorește să se întoarcă acasă. Andrei e singur de aproape trei ani, iar ultima lui relație s-a terminat din cauza distanței. El locuia în Londra, iar fosta lui partener în Franța. Tânărul spune că este dispus să aibă relații serioase, dar crede că acest lucru este mai puțin posibil în Londra. Andrei a avut câteva relații nu foarte lungi, iar acum speră să-și găsească pe cineva în casa iubirii. Noul concurent spune că este atras de românce mai mult decât de femeile din străinătate și că, de asemenea, nu s-ar vedea pe termen lung într-o relație cu o femeie de altă naționalitate, ci își dorește să-și formeze o familie cu o româncă. Andrei a intrat în casa iubirii pentru Julie, Virginia și Larisa, dar știe că Virginia are deja o relație cu Rob și spune că nu s-ar băga între ei chiar și dacă Bruneta ar avea toate calitățile pe care el le caută. Cel mai nou concurent din competiție spune că nu-i plac femeile nesincere și nu suportă când partenera lui flirtează cu alți băieți. Dintre toți băieții din casa iubirii, Andrei consideră că n-ar rezona cu Rob și Ștefan, dar crede că n-ar avea probleme în a se înțelege cu toți concurenții. Andrei a jucat pacher cu o concurentă în trecut. Se pare că nu toate fetele ei sunt străine lui Andrei, căci una dintre ele i-a rămas întipărită în minte ani de zile, iar acum se află aici, în casa iubirii. Este vorba despre Julie, cu care s-a întâlnit în urmă cu mulți ani într-un club din satul mare. Se pare că Andrei și Julie nu doar s-au întâlnit în club, ci au și jucat pacher împreună. La vremea aceea, Julie avea un iubit, dar tânăra nu și-a dorit să intre în detalii.